number in my machine. Bună ziua, doamnă și domnilor! O să încep un pic mai atipic sau chiar atipic această ședință prin faptul că voi da citire listei cu cei care absentează de la ședința de astăzi și v-aș vrea să-mi permiteți Arsenie Ionel, Acatelie Dumitru, Acioc Renoi Aurel, Adeleanu Lucian, Banu Gabriela, Bogușan Bogdan, Ciudin Mircea, Dumitrașcu Dionisie, Hopșa Florin Adrian, Ioniță Tiberiu Florin, Ișciuc Mihaela Elena, Lucaș Gabriel, Nechita Marius Mihai, Elepo Lucian Florin, Stavarache Valentin Constantin, Stoica Mihai Domn și Ungureanu Cristian. Dat fiind faptul că lipsesc 17 colegi ai noștri consilieri, practic nu este cuvântul întrunit, asigurat și suntem nevoiți să declarăm de fapt ceea ce n-am deschis. Cu atribuinte, nu că închidem ședința, că n-am deschis. Și nu putem, suntem în imposibilitatea de a ține această ședință astăzi. Este un mare păcat că, iată, se întâmplă și chestiunea cercetării, pentru că aveam două proiecte care erau în interesul județului nostru, a cetățenilor, unul care ține de sport și un pic de savoare, de plăcere, pentru a fi plus o guste cetățenii județului nostru, apropo de meciul cu un Mărășanu, Claudiu Mărășanu, sau Cătării Mărășanu, și am avut de asociere cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț. Iată că nu putem, practic, trece la o asemenea abordare și, bineînțeles, mai era un proiect de hotărâre cu privire la exibirea sectorului cetățenii județului, un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul reabilitare și modernizare ambulatorului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamță. Dacă unii din colegii noștri nu discutăm de cei care lipsesc în mod obiectiv, cum ar fi domnul președinte Ionel Arsenie, care este plecat la Bruxelles în fruntea unei delegații. Vorbim de ceilalți colegi. Asta am înțeles și cei de la Mișcarea Populară, și colegii noștri de la Partidul Național Liberal, cu regret. Ne ridicăm, deci bună ziua și multă sănătate cetățenilor, mulțumesc dumneavoastră.